zidirea soarelui se știe. Cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim de tocmai Neamănescu, Neamănescu, domnul Eminescu. În orice oraș din România există o stradă numită Mihai Eminescu. Nu există localitate urbană în țara noastră fără o statuie a lui Mihai Eminescu. Bucuria noastră în aproape fiecare oraș mare există o instituție de învățământ numită Mihai Eminescu. Cu tot cu laud, mă uscam de dor în piept cu plânsul. Originile lui Mihai Eminescu se află la nici 20 de kilometri de Suceava. Tatăl său, Gheorghe Eminovici, s-a născut în satul Călinești, aflat atunci în Bucovina ocupată de austro-ungari. Din Călinești, Gheorghe Eminovici a plecat în Moldova, stabilindu-se în cele din urmă la Ipotești. Lui Gheorghe Eminovici nu îi plăceau poeții, așa că Mihai Eminescu, al șaptelea copil al familiei, scria poezii pe ascuns. Îi plăcea mult să scrie, însă nu voia să își dezamăgească tatăl. Prima poezie a lui Eminescu este considerată a fi La mormântul lui Aron Pumnul. Îmbracă-te în dor, frumoasă Bucovina, cu cipru verde încinge antica fruntea ta, că acum din pleiada-ți auroasă și senină se stinge un luceafăr, se stinge o lumină, se stinge o dalpostea. Poezia, semnată M. Eminoviciu Privatist, a fost publicată pentru prima dată în broșura numită Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști, scoasă de elevii lui Aron Pumnul în ianuarie 1866, la moartea profesorului lor. În același an, 1866, trimite ziarului Familia, condus de Iosif Vulcan, una dintre poeziile sale. Impresionat, acesta decide să-i publice versurile, dar îi schimbă numele poetului, din Eminovici în Eminescu. Titlul poeziei rămâne neschimbat, De-aș avea. De-aș avea și eu o floare mândră, dulce, răpitoare, ca și florile de mai, fiice dulce a unui plai, plai râzând cu iarbă verde, ce se leagănă, se pierde, undoind încetășor, șoptind șoapte de amor. Una dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Mihai Eminescu, pe lângă Plopii fără soț, a avut-o ca muză pe Cleopatra Aleca Poenaru, verișoara lui Caragiale. Eminescu s-a îndrăgostit de Cleopatra, care locuia pe strada Cometa numărul 16, o stradă cu plopi pe care poetul i-a numărat și a observat că îi dă un număr fără soț. Pe lângă Plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea privi atât de des, o lume toată înțelegea, tu nu m-ai înțeles. Mihai Eminescu era un mare patriot. Cu oricine se întâlnea, îl saluta cu trăiască nașa. Acest salut al său stârnea de obicei simpatia. Prietenii, când îl zăreau, obișnuiau să ia înainte și spuneau ei, trăiască nația. El răspundea atunci respicat, sus cu dânsă. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutu-ți mare, mare viitor. Fiarbă vin în cupe, spumege pocalul, dacă fiți mândri aste, le nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Mihai Eminescu iubea sportul. Una dintre pasiunile sportive din tinerețea lui Eminescu a fost fotbal. Cunoscuții poetului spuneau că îi plăcea să joace fotbal și că avea reale calități pentru jocul cu mingea. Fotbalul l-ar fi deprins de la Aron Pumnul. Cu toate acestea, sportul la care se spune cu siguranță că Eminescu excela era notul. Poetul era un foarte bun notător, capabil chiar de mișcări acrobatice și trucuri în apă.
și-a făcut ucenicia de notător, scăldându-se în bălțile cu stuf de la Ipotești, încă din fragedă copilărie. A continuat să nuate și la Cernăuți, unde, spune Călinescu, și-a făcut o formă fizică de invidiat. Se încuia în cameră, zile și nopți întregi ca să citească. Nimeni nu putea să-i tulbure liniște. Uita măcerea timpului și mai ales a lucrurilor gospodărești. Nu acorda atenție nevoilor personale și acesta a fost, în opinia lui Slavici, cel mai mare păcat al geniului distrus timpuriu. Există doar 4 fotografii despre care se știe cu siguranță că îl reprezintă pe Eminescu, iar cea mai celebră dintre ele a fost realizată în 1869, în Praga, pe când poetul avea 19 ani. Deși avea o memorie extraordinară, Eminescu era matematică, pentru că nu putea reține numele. În schimb, cunoștea mai multe limbi străine, pe care le-a învățat cu disperare zi și noapte. Greacă, latină, italiană, franceză, spaniolă, turcă, albaneză, germană și sârbă. Mihai Eminescu a scris mult, 46 de volume, adică aproximativ 14.000 de file. Biblioteca Colegiului Național Mihai Eminescu oferă un fond de publicații cu privire la opera poetului Mihai Eminescu, atât critică literară, cât și opera propriu-zisă. În anul 2005 a fost editată sub îndrumarea criticului literar Eugen Simion, au fost editate manuscrisele lui Eminescu, manuscrise care au fost predate de către Titu Maiorescu în 1902, Academiei Române, apoi acestea au fost ordonate și publicate în volumele de față. Biblioteca a achiziționat câteva exemplare pentru elevi și profesori și aici veți întâlni exact scrisul lui Mihai Eminescu în forma sa originală, cu ștersături, cu foi lăsate liber, urmând să se întoarcă atunci când îi venea o altă idee. O altă carte care face parte din categoria noutăților editoriale este cartea criticului literar Alex Ștefănescu, Eminescu poem și cu poem. Știm că Alex Ștefănescu a oferit cititorilor o operă bogată cu privire la critica lui Mihai Eminescu. Aici avem o altă abordare, mai simplă, pentru cititorii de rând, atât pentru elevi cât și pentru profesori, și o ediție prescurtată cu privire la fiecare poezie, Luceafărul, Călinfile din poveste și alte poezii. Știm de asemenea că Eminescu a oferit cititorilor și scrisorile de dragoste, scrisorile de dragoste către Veronica Micle. În această carte, apărută la editura Polirom, o nouă ediție, avem 93 de scrisori către Veronica Micle și 15 scrisori către Mihai Eminescu. Îl veți descoperi pe Eminescu într-o altă formă a sufletului său. De asemenea, monumentele dedicate poetului Mihai Eminescu, aici monumente din țară, din toate județele României, o carte apărută la Ipotești, o monografie a Comunei Ipotești, cu date, cu informații despre viața și familia lui Eminescu, iar fondul de carte tradiționale este completat de CD-uri și DVD-uri cu privire la opera lui Mihai Eminescu, apărute în anul Eminescu în 2004, romanțe și istoria literaturii române George Călinescu, criticul literar George Călinescu, unde veți găsi informații despre viața și opera poetului.
Eminescu a fost activ în Societatea Politico-Literară Junimea și a lucrat ca redactor al Timpului, ziarul oficial al Partidului Conservator. În ziarul lor, Eminescu îi critica pe conservatori, reușind să-i deranjeze pe câțiva lideri importanți din acest mare partid care au lansat sloganul celebrul de epocă „Ia mai opriți-l pe Eminescu ăsta!”. În ciuda problemelor sale de sănătate, Mihai Eminescu a scris poezii până în momentul morții. Când a fost dus la autopsie, halatul în care murise poetul a fost luat de admiratorii săi. Într-unul dintre buzunare se afla un mic carnețel. Pe acesta erau scrise ultimele sale poezii, Viața și Stele în cer. Stol de cocori, apucă întinsele și necuprinsele drumuri de nori. Spoară ce pot și a lor întrecere, veșnică trecere. Asta e tot. Deși a trăit în sărăcie toată viața, marele poet afirmă cu mândrie: posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraților mei. Sunt prea mândru în sărăcia mea. Eminescu nu este doar un poet. Eminescu este în ființa noastră. Iar noi, elevii Colegiului Național Mihai Eminescu, putem fi mândri că ne trăim o parte a adolescenței vegați de genul lui, al lui Mihai Eminescu. Yeah, I mean